În curând, pe străzile capitalei vor circula încă 10 troleibuze noi, asamblate la Chișinău. Vehiculele de ultimă generație au fost achiziționate de la uzina din Minsk, iar acum se află în proces de asamblare la atelierul de reparație al întreprinderii Regia Transport Electric Chișinău. Troleibuzele sunt dotate cu sisteme de aer condiționat, camere de supraveghere și prize USB pentru călători. Sunt dotate cu 10 prize USB duble, 5 camere de luat vederi, 6 și o cameră pe acoperiș avem. De asemenea, sunt toate cu sistem de aer condiționat, cât în salonul troleibuzului, atât și în cabină. Deja diferă constructiv geamurile, un pic designul, partea este un pic mai aerodinamică. Lucrările de asamblare sunt în toi, iar meșterii spun că în câteva săptămâni noile troleibuze vor fi gata să iasă pe liniile din capitală. Se instalează mai întâi barele în salon, se instalează iluminarea este toată pe bază de LED, și a salonului, cât și exterioară. Se instalează scaunele, indicatoarele de rută, se efectuează toate conexiunile cablurilor electrice. În mediu, asamblarea unui troleibuz durează de la 5 la 7 zile lucrătoare. Asta primul troleibuz. Restul deja merg pe etape undeva la 3 zile următorul troleibuz. La rândul lor, muncitorii spun că, deși noile scheme de asamblare sunt mai complicate, munca este mai interesantă deoarece află lucruri noi. Diferă monitor, butoanele de la uși, înainte, înapoi, sobele în partea cealaltă. Eu, cinstit, vă spun, nu, cam greu, dar este greu, dar și mai interesant. De ce? Unde e? De exemplu, spun, e mai interesant, fiindcă ceva nou. De exemplu, cum ești troleibuzul care a fost mănânte, ați cunosc ca altfel, lățică, și ceva nou și acum deamă interesant. Amintim că la sfârșitul anului trecut, pe străzile capitalei au fost scoase 5 troleibuze noi articulate din Belarus și 5 troleibuze articulate cu parcurs de model Solaris din Riga. De asemenea, în această perioadă se execută deservirea tehnică a celorlalte 10 troleibuze de model Skoda, care au fost procurate din orașul Riga. Până în luna martie, la Chișinău urmează să ajungă încă 20 de troleibuze noi clasice din Belarus.